Suntem pe malul stâng al Jiului, unde destinul a unit în mod magic doi tineri. Mă numesc Carmen Velea Botofei. Mă numesc Tuță Justin Marinel. Întâlnirea Anei cu cei doi viitori miridați se desfășoară într-o atmosferă domoală. Cei doi au însă o scuză, sunt cam stresați. Ce faceți? Sper bine. Bine. În ce sens? Păi ce să mai, că mai puțin și facem un taș. Sunteți stresați? Aveți emoții? Că nu vă văd așa în apele voastre. Puțin, da, pentru că e normal să avem puțin emoții. Da? Nuntă, mai așa se întâmplă? Gata, am încercat noi să nu avem emoții. Tot vin emoțiile. Așa se întâmplă înainte de nuntă? Oamenii au emoții? Cred că da, nu? Pentru toată lumea e un mare eveniment. Nu, pentru voi. Da, da, exact, pentru noi. Când se ajunge aici, cred că toți. Pentru mine deja e o meserie. Nuntașă de profesie, ca să zic așa. Da. De ce nu s-ar fi căsătorit mai repede? Chiar nu-mi dau seama. Dar probabil că și ei, la fel ca toți ceilalți de la nuntă cu scântei, mă așteptau pe mine. Carmen și Justin au o poveste scoasă parcă din povești. Drumurile vieții i-au despărțit, dar i-au adus apoi din nou împreună, de parcă așa le-a fost scris. Nu ne cunoaștem de fapt de vreo 14 ani. Ați fost împreună în liceu? În liceu sau când erați mai tineri? Când eram mai tineri. Nu, când eram mai tineri, da. Cât de tineri? Păi eu cred că aveam vreo 17 ani. Așa, deci în liceu? Da, dar... Așa? Da. Și Justin, tu? 19. A fost ceva, dar nu pot să spui că a fost o dragoste de aia nebună sau... O relație pasageră de copilărie. Copii fiind, am mai stat împreună o perioadă de câteva luni. Și după care ne-am despărțit. Deci copilării din acelea de adolescent. Da, mi-a plăcut automat. Dacă nu îmi plăcea, nu stăteam cu el nici atunci. Plus că la 17 ani chiar visezi, ai fluturi în stomac, toate cele. Au fost cam puțin fluturi în stomac, nu au fost destul de mulți. Doar erați iubiți, prieteni, da, o iubire tânără de adolescent, să zicem. Deci, da, pot să zic că a fost dragoste. A fost, hai să... Da, ca în adolescență, copii, nebunii, toate. După care, ca majoritatea iubirilor adolescentine și povestea voastră s-a terminat. Da, da, da. Și a trecut timpul, eu am plecat în Italia, el și-a continuat viața. Și ai venit doar în concediu, parcă, da, da, nu? Da, da. Ok. 8 ani de zile, ca să zic așa, pe fiecare an veneam în concediu. Ai venit în concediu și cum v-ați întâlnit? V-ați scris sau v-ați întâlnit pe stradă? Printr-un prieten comun. Așa? El era la prietenul ăsta al nostru la serviciu, se uitau pe Facebook și zice: eu pe fata asta o cunosc, spune tu că... Da, pe fata asta o cunosc. Păi de unde? Păi zic că am stat împreună când eram noi mai tineri. Păi cum? Păi am explicat, după care zic că ia să-mi dai și mie Facebook-ul. Să-i dau cerere. Mi-a spus Facebook, i-am dat cerere, după care la ceva timp, la o săptămână, două, mi-a s-a dat acceptul. Ai lăsat greu, Carmen. Da. Da. După care am conversat foarte puțin când am asta, după care am pus iar punct. Asta prin mai. Iar în august am venit eu în concediu acasă. Uh-huh. Și atunci ne-am revăzut, pentru că era o prietenă așa comun. Și era o prietenă și am zis să ieșim în oraș și a zis că vine și el. Și atunci ne-am cunoscut, ne-am revăzut, ne-am reîntâlnit. După ani. Da. După ani. Ne cunoșteam, știam cam fiecare cum suntem așa. În mare. Da, în mare. Exact, asta am vrut să zic. Stai un pic, au trecut totuși. Câți ani au trecut de când ați fost împreună? 14 ani. Păi ce ai? Se schimbă lucrurile de pe o zi pe alta. Știți, mie mi se întâmplă să mă trezesc dimineața și într-o zi să mi se pare că sunt Ana Karenina, în altă dimineață mi se pare că sunt Caterina de Medici, oamenii se schimbă de pe o zi pe alta. Mă rog, aia bolnavă psihic, poate că dar totuși în 14 ani se schimbă multe lucruri. Da. Se schimbă o grămadă. Ne apar riduri, ne transformăm, ne schimbăm coafiura, da. Bine că te-o recunoscut dacă mă întreb pe mine și tu pe el. Ne-am... Replăcut, ca să zic așa? Când e să fie, este dincolo de orice distanță și orice obstacol care ni se pune în față. Ce ți este scris să ți se întâmple, se întâmplă. Mai devreme sau mai târziu? Da. Inițial am discutat ca între noi să nu fie nimic. Adică ea e plecat acolo, eu sunt aici, nu vreau o relație la distanță. Bun, toate și frumoase. Deci a rămas așa. După care tot s-a ajuns. Da. Am vorbit pe zi că ne-ar plăcea să avem o relație împreună, dar nu se poate, că distanța, la distanță, nu există pentru noi relații la distanță. Și am zis, ok, asta e, așa poate să fie.
După care seara s-a întâmplat să... Contrar, da. În alea 3 săptămâni de concediu ne-am dat seama că dorim aceleași lucruri de la viață. Și aveam aceeași principiu, da. Aceeași chestie pe care vreau să mergem. Amândoi o familie, amândoi ne-am văzut că ne dorim să facem multe lucruri împreună, adică vreau o persoană lângă noi cu care să ne susțină în ceea ce facem, să încercăm să facem multe lucruri, să ne doream amândoi un copil în același timp și am zis atunci o să fie totul bine. Și a fost mai mult decât bine. Pentru cei doi, lucrurile s-au legat repede și fără efort, așa cum se întâmplă când doi oameni își doresc același lucru de la viață. M-am întors în Italia ca să pot să-mi iau lucrurile, deci am zis că mă întorc acasă. Uh-huh. Și m-am dus să-mi iau lucrurile, am încheiat toate socotelile de acolo și după o lună jumate eram deja în România. Dar cum te-ai decis tu să vii în România și de ce nu te-ai dus tu, Justin, în Italia? Nu mai vreau să mai stau acolo, eram departe de casă, e dificil distanța. Eu n-am mai vrut să mai străinătate, n-am mai vrut, am fost și eu plecat și nu, am zis mai bine aici, dacă e să-mi fac ceva, îmi fac aici și nu vreau să mai merg în străinătate. Uh-huh. Da, tău mai bine până la urmă e la tine acasă și eu de acord cu asta. Au fără doar și poate o poveste rară, cum i-a dus viața din nou împreună după 14 ani? Și par îndrăgostiți unul de celălalt. Îmi place de ei, simt că o să ne distrăm la nunta asta. Ok, și te-ai mutat înapoi în țară, v-ați mutat împreună? Stați împreună acum. Dar cum s-au hotărât să facă pasul spre căsătorie? Cum am cerut-o de nevastă? Nici nu s-a aștepta, era ziua îndrăgostiților. Și ne-am dus să ne plimbăm prin mall, hai să ne plimbăm, hai să ne plimbăm. Ne-am plimbat, hai să mergem la o cafea, hai să... După care... Ea tot se uita pe la bijuterii, pe la... Și după care eu i-am zis, știi? Dacă crezi că vrei să fii soția mea, alegeți cine îl dorești. Cum? Așa bine. Exact așa s-a întâmplat. Așa a fost. S-a uitat la mine, nu-i venea să creadă. Ce? Ce auziși? Dacă vrei să fii soția mea, te rog frumos să alegi acum. Inelul de logon. Să uită. Da, vreau să fiu. Atunci, care vrei al tău? Și a început să... Uite, ăsta, până la urmă și-a găsit inelul potrivit, care o reprezintă. Am rămas, ce? Păi, el, că ăsta o să fie inel de logon, nu? Și zic, ok, atunci hai să facem, să dăm o raită la dat de magazin, vreau să-mi ia ceva. Și fetița voastră când a apărut? Acum 4 luni jumate, okay. Dar deja după 6 luni de relație, cam așa am decis că vrem un copil și fetița am vrut, fetița ne-a avut. Păi, vezi cum s-a întâmplat, că acum v-au mers toate, alții se chinuie să aibă copii și uite la voi, toate cam au mers cum una. Cum ți-a scris? Cum ți-a scris? Nu v-am zis eu cum ți-a scris? Da. A fost ok. Că mă și emoționez acum, nu mă apuc iară plânsul, că eu am un rol de scorpion în această emisiune pe care trebuie să-l întrețin. Venirea fetiței pe lume i-a unit și mai mult. Înseamnă totul. Copilul. Copilul pentru noi înseamnă totul. De ce mi l-am dorit de foarte mult timp. Dar ajuns la un moment dat, am zis că dacă nu găsesc niciun partener care să-și dorească o familie, o să fac un copil, o să fie singură. Dar Dumnezeu a dat... Fetiță. Da, clar. Fetiță. Și chiar mai doresc una. Nu. Nu zic că nu iubesc și băieții, dar eu sunt mai mult cu fetele. Puțin sunt cu fetele. Copilul, în general, te face să ajungi mai repede acasă. Să tragi mai tare, să faci mai repede treaba, să ajungi mai repede acasă. Și când vii acasă și-l vezi că doarme, parcă ești așa supărat. Că nu apucași să-l iei un pic în brațe, să te joci cu el. Pentru mine mă simt... Mami! Ții, tati! Ții, bă, tati! Ții! Ce bă, tătii, ulili! Hai să-ți, hai! Ups! E prașul meu mic. Hai! Ține acolo! Ține acolo, mami! Opa! Pe mine m-a schimbat, adică în sfârșit am aflat ce înseamnă să fii mamă, să ai mereu grijă de cineva. Practic, e ca, nu știu cum să zic, e
cea mai importantă ființă din viața mea acum. Orice aș face, primul gând e la ea. Iubirea mamei față de copilul ei e ceva ce trece dincolo de cuvinte. Povestea lor mi se pare că are o doză de magie pe care n-am mai întâlnit-o de ceva vreme. Cum, domnule, adică să te întâlnești și să fii împreună la 16 ani, după care să te desparți, să te ducă viața în alte țări, pe alte continente și să vii după 14 ani în concediu și, Doamne, Sam, să te întâlnești cu cel care ai fost împreună la 16 ani și dintr-o dată să-ți dai seama că e partenerul vieții tale și să te reîndrăgostești și să rămâi împreună pe vecie?